O schimbare e întotdeauna binevenită în prag de primăvară. Iar vedetele au dat fuga la stilist și nu s-au temut să încerce cele mai noi și chiar extravagante coafiuri. Am făcut și noi la fel, nu-i așa? Corect. Așa e frumos. Ce, nu ne stă bine? Ba, dar ne stă foarte bine, normal că ne stă bine. Iată care sunt trendurile de anul acesta. Finalul, un sfârșit, hai să vedem marele final. Stai. Avem un ritual. Dai cu sare de mare, cu ce-i dai? Da, exact. E ca la plajă aici. O scoatem din Marea Neagră. Din Marea Moartă. O mie extrem de puțin, pentru că mie îmi place părul mai natural, mai răvășit. Nu-mi place deloc să-l aranjez excesiv. Nu investesc ca și bani în frumusețe, pentru că eu am încredere foarte mare în produsele naturale. Ce faci? Cu ce ai de mușețel? Cu din asta? Da, și, de exemplu, ritualul meu, am un demachiant care este 100% din plante. Pentru păr folosesc un șampon tot așa natural, cu un balsam pe care îl aplic la vârfuri. În rest, la curzici, când eram mică, ne dădeam cu de la curzici. Da, dar am observat că sunt foarte multe șampoane din astea de pe vremea bunicii, a mamei, care nu mai respectă ingredientele de atunci și au tot băgat tot felul de prostii prin ele. Ți-ai face vreodată o schimbare din asta totală? Da, cum să nu, dacă aș simți la momentul respectiv că mi-ar plăcea altceva, am făcut, că și din părul foarte lung m-am tuns așa la un moment dat. Depinde cum simt, da, nu mă sperie schimbările, parcă îmi dau așa un zvâc. Având în vedere câte decolorări am făcut și câte schimbări, întotdeauna fac și tratamente de îngrijire cu tot felul de uleiuri, fac tot felul de combinații, atât pentru scalp, cât și pentru lungime. După cum știți, acum vreo 2 ani m-am decolorat, am vrut eu să-mi fac un alb de la rădăcină. Care se poartă acum, că am văzut că își face Kim Kardashian. Da, n-am văzut, dar se purta, într-adevăr, se purta de acum 2 ani. Mi-am făcut, știam că o să-mi stric părul, dar mi-am asumat acest lucru pentru că de obicei fac foarte multe nebunii pe părul meu. Mă reprezintă mai mult părul mediu sau scurt. Scurt am fost de la pixie toate lungimile, acum sunt în perioada de păr mediu, poate las puțin mai lung să-l fac un bob asimetric. Am venit la Ionuț ca să aibă grijă de podoaba mea capilară. Care este una foarte bogată. Mulțumesc frumos! E, arată bine, sunt mândru. Tundem puțin din vârfuri, i-am avut părul mai lung, după cum știe toată lumea. Și tot primeam așa mesaje, să-mi tun părul, să-mi tun mai scurt, să-l las mai lung. Dar am vrut să fac așa o schimbare de început de an, pentru că suntem abia în februarie, și să rămân așa cu lucrul ăsta. Ionuț, care mă tunde, mi-a spus că vrea să-mi facă o coafură așa stil italian, știi? Acum era Keanu Reeves, acum cine mai e? Acum sunt eu. Putem să găsim o asemănare și cu Johnny Depp în anii 80. E greu să îngrijești părul, tu ai avut și părul lung. Ca bărbat e greu. E greu și ca femeie, dar pare ca bărbat. Da, să știi că nu e ușor. Iar având părul lung ca bărbat, ar fi incorrect să spun că nu ai grijă de el, ca și cum poate are grijă o femeie. Ok, nu mergi la coafor toată ziua, bună ziua. La bărbați e și problema cu căderea părului. La femei nu e o problemă atât de gravă și din cauza asta trebuie să ai grijă de el și măcar să stopezi căderea ca să nu ajungi la implant. Am zis, după 40 de ani, mai am foarte puțin până atunci, o să mă tun mai scurt. Dar deocamdată mă bucur de părul ăsta lung. Ai părul așa cârlionțat? Mulțumesc pentru complimente. Nu fac mare lucru, el este cârlionțat natural. Deci m-am născut așa. Mama are o contribuție majoră, dar recunosc că îl întrețin, pentru că părul ondulat natural este foarte uscat și atunci are nevoie de o îngrijire specială. Încerc să mănânc suficiente grăsimi sănătoase și să-l îngrijesc cu produse profesionale. Păr lung sau păr scurt? Când ai părul așa, ca al meu, crede-mă, numai varianta lungă este cea câștigătoare, pentru că dacă mă tund, arăt ca Michael Jackson când era în Jackson 5. Aș vedea așa ca un leu.